Ploile torențiale au făcut ravagii în mai multe localități din țară. Apa a acoperit străzile și a intrat în locuințele oamenilor. În Baia Mare, mai multe autoturisme au fost distruse de un acoperiș luat de vânt, iar în Sighișoara, ploaia torențială a blocat centrul orașului. Canalizările nu au făcut față ploii abundente, iar apa s-a revărsat pe străzi. O ploaie torențială de aproximativ o oră le-a dat mari bătăi de cap locuitorilor din Sighișoara. Sistemul de canalizare al orașului nu a făcut față ploii abundente, iar apele s-au revărsat pe străzi spre disperarea localnicilor care au încercat să desfunde canalizările. Apa a acoperit tot centrul orașului, iar trecătorii au înaintat cu greu prin apa care le ajungea aproape până la genunchi. Mai multe locuințe au fost inundate, iar un teren de la marginea orașului s-a surpat din cauza ploilor. Dezastrul s-a repetat și în localitatea Mediaș. Ploaia torențială care a căzut a blocat canalizările, iar centrul orașului s-a transformat într-un adevărat lac. Mașinile au înaintat cu greu pe străzile acoperite de ape. Și în Baia Mare, furtuna puternică a făcut ravagii. Mai multe mașini parcate au fost distruse după ce vijelia a smuls acoperișul unui bloc. Pagubele sunt uriașe, iar proprietarii disperați nu știu cum își vor putea recupera prejudiciul. Mai multe drumuri din localitatea bistrițiană Dumitra au fost acoperite de apă după ce ploile abundente din ultimele 24 de ore au umflat pârâul care traversează comuna și a ieșit din matcă. Apa a ajuns și în curțile oamenilor și a distrus mai multe grădini.